Mii de elevi din județ sunt obligați să meargă zilnic la școli care nu păstrează nicio urmă de siguranță din punct de vedere igienico-sanitar. Printre deficiențele găsite menționăm spații subdimensionate, lipsa apei curente în grupurile sanitare, absența fosei septice, absența din dotare sau cantități insuficiente de substanțe dezinfectante, spații improprii de depozitare a produselor alimentare destinate elevilor. Listele cu unitățile școlare cu probleme au fost trimise către instituția prefectului, însă măsurile luate în acest caz sunt minore. Au fost propuse până în acest moment un număr de 42 de unități de învățământ pentru retragerea autorizației de funcționare. Un număr semnificativ, după părerea mea. Toate unitățile de învățământ care și-au pierdut autorizația sanitară de funcționare sunt din mediul rural, sunt comune unde toate școlile funcționează în condiții improprii.